Bă, dar ce naiba? Bă, dar hai să filmăm. Bine, mă. Ei, yo, salutare, bebiși, bine ați revenit la un nou vlog aici de fratele meu Nit. Salutare toată lumea. Iar astăzi vom filma un nou challenge. Pentru că de ce nu? Stă freză oribilă. Da. Iar astăzi vom filma un challenge care se numește Ghicește desenul. Nu știu dacă ați mai auzit de el. Este un trend pe TikTok. Mi-a spus el de el, eu nici nu știam. Și da, dacă nu știți ce cu challenge-ul ăsta, adică practic, nu știu, Nit stă aici. Da, uite și așa. Are o foaie și o carioca, scuze. Da. Iar eu practic, nu știu, eu îi pun o foaie pe spatele meu. Așa. Și eu trebuie să desenez ceva. Iar eu el desenez ce simt. Iar va trebui să deseneze ce simt el pe spate. Este un challenge cam ciudățel. E un challenge cam dubios, ciudățel, dar na, ne descurcăm. Exact. Era pe TikTok și mi s-a părut interesant. Deci da, fratilor, să faceți vreo vagă extrem de mult, să ne lăsați să băgăți butonul like și acel buton de subscribe și să vă abonați și la ele. Aveți tot în descriere. Vreau să strângem la acest vlog 50 de like-uri. Reușim, oare reușim? 50 de like-uri. Ok. Și hai acum, hai să începem, zic. Bun. O să facem odată, odată tu, ca să fie corect. Ca să fie, da... Aveți să vadă în cameră. Da, uite, stai așa, perfect, iar eu desenez aici. Bun, perfect. Se vede și la mine? Se poate vede perfect, bun. Acum hai să-i dăm. Nu știu să-i dinesez atât de bine, așa că o să iasă un eșec video ăsta. Nici eu. 3, 2, 1. Stai pe ce. Așa? Se vede? Așa, perfect, bun. Okay. 3, 2, 1. Hai să vedem. Stai, unde e, mă, capacul meu? Ți-a căzut capacul? Asta e, îl găsim după aceea. Ce ți-a ieșit? Mie ieșit. Băi, am făcut un om, adică înțeleg eu că-s prost la desen, dar am făcut un om totuși, adică... La mine ești nu știu ce e asta, am făcut o față, un păr și după aceea... Da, ciudat, mă rog, ciudat. Să continuăm! Să continuăm. Bă, dar unde, doamne, capacul? Bă, nu știu. Bună, bine, continuând, am găsit și capacul. Exact. Și acum, cred că e rândul tău, băi. Să-ți spui hai dacă vedem. Stau bine. Așa, se vede? Vreau să văd. La mine trebuie să vadă. Bun, hai, că ești gata. Ok, se vede. Bum, bum, bum. Hai să vedem dacă ghicești. Ce, doamne, e asta? Bine, sunt cam prost la desen, dar nu contează. Să vedem. What amazing! Nu știu ce asta. Bă, dar ce, doamne, e asta? Eu acum desenez cam, nu știu, ce... Bine. Ok, cred că trebuie să renunțăm. Nu, măi, hai să continuăm. Păi, dar ce, doamne, asta? Eu fac linii de nebun. Gata. Ce ți-a ieșit? Ți-a ieșit niște linii. Ce, doamne? O mașină. Da, what? Ai mașină? Bine, mi-au mai rămas farurile, dar v-am zis că nu mă pricep la desen. Am un viper greu. Nu contează. Ok. Cred că ar fi rândul meu. Da, vedem. Hai. Ok. O să-mi iau locul acesta foarte bun din challenge. De ce nu? Se vede pe cameră? E tot ok? Da, doar că trebuie să stai mai așa. Și o să desenez aici. Aici. Bun, perfect. Hai, dă-i. Hai, o să-i dau. Da. Ce, doamne? Ce? Ce, doamne? Hai, fă! Ia, mai fă o dată, conturează pe linie. Ce-i asta? Ce,
Bă, băiatule. Am. Ce ți-a ieșit? Mie nici nu știu ce mi-a ieșit. Am făcut un cerc, un fel de cerc și niște... Vezi că ai dat pe dos. E invers. Uite. Aici? Uite, mi-a ieșit... Ba, nu, aici. Nu, aici. Aici! Uite, mi-a ieșit un cerc și... Bă! O față. Eu am desenat un soare. Am desenat un soare, dacă e să... Bă, prima dată credeam că faci o minge. Minge? Dar dacă stai puțin să te gândești, ce lucru are o grămadă de linii? O minge, bine, dar o pizza sigur, nu? Păi, un soare, bine că nici soarele ăsta nu e atât de frecvent, atât de frumos. Dar nu prea ne pricep la desen. Eu v-am spus, eu sunt praf la desen. Okay. Și tu din Draw My Life ai spus că ești praf la desen. Da. Ok. Cred că... Da. Așa. Hai să continuăm. Okay. Te vezi foarte bine. Okay. Uite, o să facem, uite, așa. Și să desenăm aici. Să-mi spui și gata. Da. Ok, deci o să facem... Ce o să facem? Orice îți vine în cap, orice. Orice. Uite. Bine, să știi și o să vezi. Bine, e bine până acum. Bă, dar nu te cred. Bă, ce e asta? Ce e asta? What? Stai, așa. Ca să înțelegeți, eu efectiv trasez linia așa, efectiv în... Hai. Eu? Nu stai, așa, hai, dă-i. Ce-i asta? Gata. Bă, ce a ieșit? Mi-a ieșit chestia asta. Ce, mă? Asta? Nu știu, chestia asta, da. Păi eu prima oară am făcut un scaun. Bă, nu știu cam cât de reușit de scaunul ăla, dar... Bine, hai, uite, eu desenez ultima dată, da? Ok, deci ultima dată avem deja 5 minute. Ultima rundă. Stai ca să găsesc un loc pe foaie. Cred că se vede. Mm-hmm. Ok, o să desenez chiar aici. Uite, o să desenez aici. Ok. Te deranjează dacă... Nu, nu mă deranjează. Bă, stai, mă. Așa, trebuie să țin așa. Ok. Hai. Așa, dă-i. Păi, eu trebuie să... Stai, mă, că am uitat să scurc capacul. Așa. Stai să stai. Ce e asta? Gata. Ce ți-a dat? Nici nu știu, mi-a dat un fel de față cu un cor. Nu știu, eu am încercat să desenez un skateboard. Nu știu, am încercat să desenez un skateboard, adică... Bă, nu prea se observă deloc că e un skateboard ăsta. Da, în fine, da, mă rog. Deci da, fraților, ăsta a fost vlogul, ăsta a fost ghicește desenul, pentru că alt nume de challenge nu știu să-l dau, ăsta l-am inventat acum pe moment. Exact. Nu știu ce nume de challenge să-l dau, pentru că... Pentru că e ciudat. Da. M-ați întrebat foarte mult în comentarii de ce fac vloguri cu niți, pentru că noi ne întâlnim mai des și, nu știu, noi când ne întâlnim avem tradiția asta, să spun, de a face vloguri, nu-i așa? Da, pentru că vrem să ne bucurăm. Deci, da, fraților, ăsta a fost vlogul cu ghicește desenul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați foarte important de like și subscribe. Să vă abonați și la mine, să strângem 50 de like-uri. Nu uitați foarte important de like și subscribe. Eu am fost Niț. Iar noi ne-am revedea data viitoare. Pa, pa! Pa.